În curând, extinderea rețelei de gaz la drobeta Turnul Severin va fi finalizată. Totodată, există soluții pentru a rezolva și problema încălzirii și apei calde. Societatea se va implica în proiectele de dezvoltare și furnizare ale mehedinții gaz, respectiv în vederea dezvoltării proiectului puncte termice pentru producerea de energie termică. Severinenii își pot pune centrale de apartament sau pot opta pentru centralele de cartier. Totodată, RomGaz, prin sucursala de la Severin, se va implica în proiectul de dezvoltare al primei centrale de producere a energiei electrice pe gaz și energie verde de la Halânga. Direcțiile prioritare de investiții ale RomGaz sunt orientate către centrala electrică. Prin acest proiect, o sursă de poluare se va transforma într-un generator de energie curată, 50 de megawatts parc fotovoltaic. Vor fi ecologizate 96 de hectare de teren contaminat, poluate cu pulber din depozitul de zgură și cenușă, care afectează comunitățile limitrofe pe o rază de 50 de kilometri.